Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Pentru Oceanul Atlantic, mijlocul lunii septembrie înseamnă sezonul de vârf al uraganelor. De aceea, nu trebuie să ne mire apariția uraganului Umberto. Acesta a făcut ravagii azi noapte în insulele Bermude, fiind catalogat ca având gradul 3. Asta înseamnă că a crescut în intensitate față de ieri. Peste 80% din teritoriul Bermudei a rămas fără curent electric, iar vântul a bătut cu o viteză de peste 120 de km pe oră. Coasta sudică și cea nord-vestică a insulei a rămas și astăzi sub amenințare inundațiilor și a valurilor extrem de periculoase. Sub aceeași amenințare se va afla timp de două zile și coasta sud-estică a Statelor Unite ale Americii, din estul Floridei, iată până în nordul statului Carolina. În Bermuda, precipitațiile au continuat și astăzi să cadă în cantități foarte mari, însă premierul David Burt a anunțat că de aici înainte se așteaptă o scădere în intensitate a uraganului Umberto. Pe de altă parte, este preconizat ca furtuna tropicală Jerry, formată tot în Oceanul Atlantic, să se intensifice și ea și să se transforme într-un uragan până la finalul săptămânii. În ton cu vremea furtunoasă din Bermude, protestul global împotriva crizei climatice ajunge și în România. În urmă cu un an, inspirați de eleva din Suedia, Greta Thunberg, 1,4 milioane de tineri din toată lumea au inițiat greva pentru climă. Au întrerupt cursurile pentru câteva ore și au ieșit în stradă pentru a cere măsuri urgente împotriva încălzirii globale care le amenință viitorul. Anul acesta, pe 20 septembrie, se conturează a fi cea mai amplă mișcare pentru mediu la nivel global din istoria planetei. Protestul se desfășoară la nivel global și vrea să atragă atenția autorităților competente cu privire la nivelul de poluare și la efectele ei nocive incontestabile de altfel. Protestul din 20 septembrie este unul pașnic și se va desfășura în București, sub forma unui marș către Ministerul Mediului. Locul de pornire al marșului este în Parcul Cismigiu. Revenind la vreme, atmosfera se menține rece până duminică. De altfel, am avut parte de cea mai rece dimineață de când se fac măsurători la stațiile Administrației Naționale de Meteorologie. La Joseni, azi dimineață s-au înregistrat minus 4 grade Celsius și tot acolo s-a format brumă. Până duminică, așa cum vă spuneam, vremea se menține anormal de rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării. Apar și câteva ploi cu precădere în Dobrogea, prin centru și prin sud-est. Vă propun deocamdată să vedem câteva temperaturi și fenomene de mâine din principalele orașe ale țării noastre. Mâine dimineață rece, iată, în Brașov vor fi doar 3 grade Celsius, la amiază apare soarele, dar să știți că în termometre nu veți număra foarte multe grade. Peste câteva minute vă spun în detaliu cum vor arăta următoarele două zile. Deocamdată aflăm că cea mai ozonată stațiune din Europa se află în România. Sau, mai actual vorbind, s-a aflat în România, pentru că stațiunea nu mai funcționează acum. Ba, chiar este o ruină. Noroc cu aerul ozonat, el încă mai există. România se poate mândri cu multe frumuseți naturale și chiar cu destul de multe unicități, ori cu locuri fruntașe în topuri diverse. Printre acestea, stațiunea cu cel mai ozonat aer din Europa, care se află, da, în România. Peisajele de aici sunt de bază, iar cândva funcționa și o stațiune, Soveja, pe atunci o perlă a Vrancei. Situată la o altitudine de 600 de metri, într-o zonă ferită de curenți, stațiunea dispunea și de ape minerale alcaline sulfurate și clorosodice. Soveja a început să devină populară spre sfârșitul anilor 1800. Poveștile locale spun că un negustor de pânzeturi din Focșani a fost sfătuit să facă pe timpul verii o cură de aer la Soveja pentru a-și vindeca bolile de plămâni. Pentru că s-a simțit foarte bine, terapiile cu ozon în pădurile din Soveja au început să capete popularitate. Bazele stațiunii se pun în anul 1901, când începe să se construiască aici un hotel din lemn și un casino. În perioada comunistă, toate hotelurile și vilele au fost naționalizate, iar aici se relaxau membrii de sindicat. După Revoluția din 1989, însă, stațiunea a început să decadă, iar astăzi mai întâlnim aici doar ruine. Totuși, dacă vă doriți o cură de aer ozonat, veți putea găsi în Soveja cazări la pensiuni. Se mai pot vizita Muzeul de Etnografie, Schitul Soveja, Podul General Artur Văitoianu, de la poalele munților Vrancei, sau Șipotul lui Bucur, izvor în dealul Răchitașului.
De asemenea, în primul război mondial, aici au pierit 11.000 de soldați. În cinstea lor a fost construit un mausoleu. Să recapitulăm. Istorie, turism, acum din păcate potențial turism, peisaje minunate, cel mai ozonificat aer din toată Europa, Soveja. După cum am promis, iată cum va fi vremea la noi în țară. Așadar, în această noapte, cerul va fi variabil doar în vestul țării. Va ploua pe arii relativ extinse și mult în Dobrogea, însă ploi slabe și trecătoare vor apărea și în Moldova și prin Muntenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și plus 12 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va forma și brumă. În zona înaltă a Carpaților Oriental și Meridional, meteorologii anunță și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Mâine, vremea se menține răcoroasă pentru această dată, ba mai mult o să vorbim despre ploi, cei drept, acestea vor apărea doar din loc în loc, în nord, în nord-est, aici vântul se va intensifica și se vor înregistra cele mai scăzute valori. În restul țării, vreme bună, soare cu nori, cu totul izolat poate să picure, iată, în sud-est și prin regiunile centrale. Vântul se va intensifica doar în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade Celsius. În București urmează o noapte liniștită, nu plouă, însă destul de rece. Spre dimineață vor fi doar 11 grade în termometre. Mâine, soare cu nori, 21 de grade și o presiune atmosferică în ușoară creștere. Poi mâine, nu prea sunt schimbări, soare și tot 21 de grade. La munte, vremea s-a răcit destul de bine. Iată că în zona montană înaltă, la peste 1900 de metri altitudine, meteorologii anunță trecători și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Pe parcursul zilei de mâine sunt anunțate ploi în masivele estice. La mare, vreme destul de capricioasă, soare, nori, ploi trecătoare, dar și un vânt destul de intens. În aer vor fi cel mult 17 grade, în apa mării 21 de grade. La nivelul întregii țări, ziua de poimâine nu aduce schimbări notabile. Este adevărat că ploile sărăresc, mai pot să apară pe aici, pe acolo, prin nord-est. În schimb, soare, nori și temperaturi de cel mult 22 de grade Celsius. De duminică se încălzește. Ne întoarcem la activitățile umane, acelea care generează distrugerea planetei. Urbanizarea, defrișarea, agricultura sunt doar câteva dintre activitățile care au drept scop înlesnirea traiului oamenilor pe Terra. Din păcate însă, tot ele sunt și cele care deteriorează, uneori iremediabil, resursele planetei. Cât de multe specii de animale dispar și cu ce viteză se petrece acest fenomen, aflăm chiar acum din reportajul următor. Peste 50% dintre animalele sălbatice au dispărut de pe Terra în ultimii 40 de ani. Din păcate, vinovate pentru această situație îngrijorătoare sunt activitățile oamenilor. Agricultura, urbanizarea, despăduririle, irigațiile, construirea barajelor hidroelectrice. Toate acestea degradează habitatele naturale. Adăugăm și vânătoarea și pescuitul excesive, precum și încălzirea globală și, iată, obținem un tablou agresiv biodiversității. Astfel, între 1970 și 2010, indicele Planeta Vie, care măsoară evoluția a 10.380 de populații vii din 3.038 de specii de mamifere, păsări, reptile, amfibieni și pești, a scăzut cu 52%. Zonele cele mai afectate sunt America Latină, cu o scădere de 83%, și regiunea Asia-Pacific, iar speciile de apă dulce au plătit cel mai mare tribut, minus 76%. În timp ce numărul exemplarelor din speciile terestre și marine a scăzut cu 39%. În Africa, din cauza braconajului, numărul elefanților a scăzut cu 60% între 2002 și 2011. Oamenii exploatează Terra, consumă mai multe resurse naturale decât cele pe care Pământul poate să le înlocuiască. Mănâncă mai mulți pești decât numărul celor care se nasc, emit mai mult dioxid de carbon decât pot să absoarbă pădurile și oceanele. Iar biocapacitatea, adică suprafața disponibilă pentru a asigura aceste bunuri și servicii, nu încetează să scadă din cauza exploziei demografice mondiale. Se preconizează că în anul 2050 populația Terei va ajunge la 9,6 miliarde de locuitori. Țările cele mai bogate sunt cele care lasă cele mai puternice amprente ecologice în plan global. Pe primul loc se află Kuwaitul, urmat de Qatar și Emiratele Arabe Unite.
Dacă toți oamenii de pe planetă ar trăi ca locuitorii acestor țări, atunci ar fi nevoie de 4,8 planete precum Terra pentru a ne putea susține traiul. Încet, dar sigur, toamna se instalează și în Europa. Așadar, mâine, în peninsula Iberică, atmosfera va fi capricioasă, iar meteorologii anunță precipitații sub formă de ploaie. Vorbim mai ales despre averse însoțite de tunete și fulgere. În țările vestice și în cele nord-vestice, iată, vreme bună, soare, dar vântul va sufla destul de tare. În sudul continentului, vreme de toamnă blândă, soare, nori, 26 de grade vor fi în Roma, în timp ce în țările sud-estice, în cele centrale, în cele nordice și în cele estice, atmosfera va fi schimbătoare. Vorbim despre precipitații, mai ales sub formă de ploaie, însă în zona montană din peninsula scandinavă, dar și din nordul Rusiei, pot să se transforme ploile în lapoviță și ninsoare. Tot în aceste regiuni, temperaturile scad destul de mult, doar 9 grade în Vilnius, iar la Moscova vor fi 11 grade Celsius. Aici punem punct emisiunii noastre de astăzi. Urmează Imaginea Zilei și în numai câteva minute începe telejurnalul orei 19. Pe curând!